Polițiștii fac cercetări în cazul fântânei găsite ieri contaminate în satul Șona. Oamenii legii s-au autosesizat și au deschis dosar penal în cazul fântânii, a cărei apă a fost contaminată cu ulei ars. Din câte se pare, este vorba despre ulei de motor. Rămâne să se stabilească cine a făcut gestul iresponsabil. Polițiști din cadrul secției 3 Poliție Rurală Voila, postul de poliție Mândra, s-au sesizat din oficiu relativ la săvârșirea infracțiunii de infectare a apei, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 356 din codul penal. Din verificările preliminare s-a constatat existența unei substanțe, posibil ulei uzat de motor, în apa unei fântâni amplasată pe raza localității Șona. Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal constituit, urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă soluția legală prin unitatea de parchet competentă.